Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta! Sunt Cristina Soare și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de plus 46,6 grade în Australia, iar cea minimă de minus 55,7 grade în Rusia. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vă spunem ce cantitate de nanoplastice există în apa îmbuteliată, cât timp mai are la dispoziție să aselenizeze modulul Peregrin înainte de a rămâne fără combustibil și, bineînțeles, vom afla cum va fi vremea. Noaptea trecută a fost prima din acest an în care s-au înregistrat valori negative în toată țara. Cel mai frig a fost în centrul țării și în Moldova, iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în Negrești, județul Vaslui, minus 18,6 grade. De ger nu scăpăm nici în următoarele ore, cu prognoza detaliată revin doar peste câteva minute. Un tsunami cu o înălțime de aproximativ 3 metri a ajuns la centrala nucleară Shika din prefectura Ishikawa în urma cutremurului puternic care a zguduit centrul Japoniei săptămâna trecută. Anunțul a fost făcut abia ieri de către operatorul centralei, care a precizat că acesta nu a provocat probleme majore de siguranță. Compania Hokuriku Electric Power a anunțat că tsunamiul a ajuns la centrala nucleară la aproximativ 90 de minute după cutremurul cu magnitudinea 7,6 care a lovit regiunea în prima zi a anului. Tsunamiul nu a afectat centrala, care este construită la aproximativ 11 metri deasupra nivelului mării și are un dig de 4 metri înălțime, a precizat compania. Înălțimea tsunamiului nu a fost imediat cunoscută, deoarece transmisiile de date provenite de la un dispozitiv de măsurare amplasat pe fundul mării s-au oprit după producerea cutremurului. Compania energetică a confirmat doar că nivelul apei dintr-un bazin care face legătura cu Marea Japoniei a crescut cu aproximativ 3 metri. Operatorul a spus inițial că un instrument de măsurare nu a indicat nicio modificare semnificativă a nivelului apei. Operatorul rețelei electrice din Ucraina a anunțat că vremea severă de iarnă a lăsat peste 1000 de orașe și sate fără electricitate în 9 regiuni și a îndemnat locuitorii să facă economie de electricitate, deoarece sistemul energetic al țării a fost slăbit de bombardamentele rusești. Consumul de electricitate a atins cele mai ridicate niveluri din această săptămână, în condițiile în care temperaturile au scăzut la aproximativ minus 15 grade Celsius în multe zone ale țării, a precizat operatorul de rețea Ucrenergo. În cursul dimineții de marți, consumul de electricitate era deja cu 5,8% mai mare decât în ziua precedentă. Începând din această dimineață, din cauza vremii nefavorabile, vânt puternic și gheață, energia electrică a fost întreruptă în 1025 de localități, a anunțat Ucrenergo. Vremea severă a provocat pagube importante la nivelul rețelelor de distribuție, cu vânturi puternice, ger și un strat gros de gheață care s-a depus pe echipamente, ceea ce a întârziat lucrările de reparații. Compania a declarat că sistemul de alimentare cu electricitate funcționează deja la capacitate maximă și a îndemnat locuitorii să economisească energia electrică și să evite utilizarea simultană a mai multor aparate electrice pentru a ajuta sistemul să facă față. Ucraina a fost nevoită să importe electricitate din țările vecine, România și Slovacia, pentru a putea satisface cererea. Apa din sticlele de plastic conține de până la 100 de ori mai multe particule minuscule de plastic decât se estimase anterior, potrivit unui nou studiu dat publicității ieri. Folosind o tehnică inovatoare, oamenii de știință au numărat, în medie, 240.000 de fragmente de plastic detectabile pe litru de apă, după ce au testat produsul de la mai multe mărci populare. Acest studiu ridică semne de întrebare cu privire la potențialele consecințe asupra sănătății. Nanoplasticele au atras din ce în ce mai mult atenția în ultimii ani și sunt prezente peste tot pe planetă. Microplasticele au mai puțin de 5.000 de micrometri, adică 5 mm, în timp ce nanoplasticele au mai puțin de 1 micrometru. Sunt atât de mici încât pot intra în sistemul circulator și, prin urmare, chiar și în organe, inclusiv în creier și în inimă. Cercetările asupra consecințelor lor, asupra ecosistemelor și sănătății umane sunt încă limitate, dar unele studii au evidențiat deja efecte dăunătoare, de exemplu asupra sistemului reproductiv. Cercetătorii au folosit pentru acest studiu o tehnică nouă pe bază de lasere. Ei au testat 3 mărci de apă fără a le dezvălui numele. Credem că toate apele îmbuteliate conțin nanoplastice, așa că evidențierea unora dintre ele ar putea fi considerată nedreaptă, a explicat Beizan Ian, coautor al studiului. Rezultatele au arătat că fiecare litru conține între 110.000 și 370.000 de particule, dintre care 90% s-au dovedit a fi nanoplastice, restul fiind microplastice.
Cel mai frecvent tip găsit a fost nailonul, provenind probabil de la filtrele de plastic folosite pentru purificarea apei, urmat de tereftalatul de polietilenă, din care sunt fabricate sticlele. În viitor, cercetătorii speră să testeze apa de la robinet, care conține și ea microplastice, dar aparent în cantități mai mici. A sosit momentul să vorbim și despre vremea din următoarele două zile. Așadar, la noapte vom avea parte de vreme rece, chiar ger, în nord, în centru și în estul țării. Cerul va fi variabil spre senin și cu totul izolat mai poate să ningă slab. Ei bine, vântul va sufla tare, îndeosebi la munte, dar și pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 14 și minus 4 grade, mult mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre minus 17 grade. Și mâine vremea va fi rece, mai ales dimineața în Moldova și în Transilvania. Atmosfera va fi destul de schimbătoare. Pe parcursul zilei de mâine, norii încep să se adună la început în regiunile nordice, apoi și în restul țării și cu totul izolat va ninge slab. Vântul va sufla tare la munte, iar începând din orele serii, intensificarea ale vântului, adică viteze de 40-50 de km pe oră, vor fi și în Moldova, în Dobrogea, în estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei. Temperaturile maxime, în ușoară creștere față de astăzi, vor fi cuprinse între minus 4 și plus 7 grade Celsius. În București, la noapte, cerul va fi senin, dar va fi ger în capitală. Meteorologia anunță minus 10 grade în zona preorășenească și minus 8 grade în centrul capitalei. Mâine, vreme frumoasă cu soare, se încălzește ușor, iar la amiază vom avea 6 grade Celsius. Poi mâine, norii se adună, va ninge slab, vântul va sufla în general moderat, iar la amiază vom avea 2 grade. Am uitat să vă spun de presiunea atmosferică, e un pic ridicată, are o valoare de 767 mm coloană de mercur. Mâine, la munte, vremea va fi rece, geroasă dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni, tot pe văi și în depresiuni va fi ceață și se poate forma chiciură. Pe timpul zilei, vreme bună, iată, soare, nori, însă începând din orele serii, norii se vor înmulți și va ninge. La început în zona Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane. Vom avea minus 4 grade în Semenic, 0 grade în Stâna de Vale, 1 grad cu plus în Sinaia, dar și în Păltiniș. Cel mai rece va fi, iată, în Ceahlău, minus 6 grade. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce vreme schimbătoare. Spun schimbătoare pentru că va ninge. La munte, în Maramureș, local în Transilvania, în Muntenia și în Moldova, în rest cu totul izolat. Vântul va prezenta intensificări în regiunile estice și pe arii restrânse în rest, iar în zona montană tare viteze din nou de 80-90 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade Celsius. Cercetătorii care au contribuit la dezvoltarea modulului de aselenizare Peregrin lucrează fără încetare pentru a colecta date înainte ca aceasta să rămână fără energie. Modulul construit de compania spațială americană Astrobotic a fost lansat în spațiu luni, însă a suferit o scurgere de combustibil la scurt timp după decolare. Astrobotic a anunțat că inginerii săi au reușit să orienteze modulul spre soare, astfel încât panoul solar să poată absorbi razele solare și să își poată încărca bateria. Cu toate acestea, compania a adăugat că propulsoarele lui Peregrine, care ar trebui să ajute la menținerea traiectoriei sale de zbor, trebuie în prezent să opereze mult sub ciclurile de viață estimate, pentru a împiedica modulul să-și schimbe direcția. Doctorul Simon Barber, care a contribuit la dezvoltarea unui senzor esențial numit spectrometru de masă exosferic pe un instrument de bord cunoscut sub numele de Peregrine Ion Trap Mass Spectrometer, a declarat că, alături de colegii săi, lucrează în ture pentru a maximiza datele de la acesta, în timp ce Peregrine are o durată de viață limitată. Sonda de 1,2 tone a fost lansată de la Cape Canaveral din Florida, iar scopul misiunii era să aselenizeze controlat la 23 februarie. Însă, la scurt timp după desprinderea de racheta Vulcan Centaur, echipa Astrobotic a constatat că Peregrine avea dificultăți în a se plasa pe o poziție orientată către soare. Combustibilul rămas mai poate asigura mai puțin de 24 de ore înainte ca modulul să piardă din putere și să înceapă să se prăbușească, a declarat compania. În acest moment, scopul este să-l apropiem pe Peregrine cât putem de mult de distanța selenară înainte ca acesta să-și piardă capacitatea de a-și menține poziția îndreptată spre soare și, ulterior, de a-și pierde puterea, a indicat compania.
Spectrometrul de masă exosferic ar fi fost primul instrument construit în Marea Britanie și în Europa care ajungea pe lună. Principalul său scop era să analizeze atmosfera lunară rarefiată, precum și să ofere mai multe informații despre apa de pe lună. Astăzi, cel mai cald în Europa a fost în Portugalia, 22,9 grade. Să vedem vremea din restul continentului european. Așadar, mâine, în cea mai mare parte a peninsulei iberice și în țările vestice, vremea va fi schimbătoare. Meteorologii anunță soare, nori și temperaturi în ușoară scădere. Iată, vor fi doar 6 grade în Madrid, iar în Lisabona 13 grade Celsius. În arhipelagul britanic, norii vor fi destul de numeroși, însă șansele de precipitații vor fi minime. În schimb, în țările sudice, mâine sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie, iar în cea mai mare parte a peninsulei balcanice, atmosfera va fi frumoasă cu temperaturi de 4 grade în Budapesta și 12 grade în Atena. În restul Europei sunt anunțate ceva ninsori prin peninsula Scandinavă, prin extremitatea nord-estică, prin Ucraina, Letonia și prin Estonia. Vântul va sufla un pic mai tare doar prin nordul continentului. Vom avea 0 grade în Oslo și în Berlin, minus 1 grad în Kiev și în Moscova. Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem mâine seară de la 7:10. Dar nu uitați că ne găsiți pe Facebook, respectiv pe YouTube. Până atunci vă lăsăm cu imaginea zilei. Să aveți o seară minunată!